clar deschis ședința Consiliului Local de astăzi cu o singură remarcă. Nu-i făcut procesul verbal din luna septembrie. Nu, ba da, septembrie. Pentru că doamna secretară am înțeles că a avut mai multă treabă și nu a avut timp să o facă. Este la, acum la materialul prezent, e procesul verbal din august. Așa că dacă este, spun la vot procesul verbal din august, dacă nu. Dacă sunt obiecte sau ceva la... Spune. Nu. Dar stai o leapă. Dar văd că au început să râdici oameni. Păi nu. Noi l-am discutat la ședința trecută, dar nu era făcut. Acum l-ați văzut, l-ați citit? L-ați citit, da? Dacă nu sunt obiecții, supunem la vot procesul luat din 1 august. Cine este pentru? Toată lumea. Împotriva cine nu. Da. Așa. Acum dăm cuvântul domnului primar pentru... După ce cu dispoziția articolul 34, alineatul 1 din ONG număr 57, din 5-7-2019, privind codul administrativ și articolul 181 din legea 134-2010, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local, ce va avea loc în data de 30 ianuarie, ora 13, în sala de ședință a Consiliului Local. 30-10. Am 9 spre aici, a 10, da. Suntem în... În sala de ședință a Consiliului Local cu următoare ordine de zi. Proiect de ordine de analiza și aprobare execuției bugetare la data de 30 ianuarie 2019. Doi diverse. Dacă sunt discuții la primul punct, doamnă contabil, nu trebuie, nu? Dacă sunt discuții, aveți ceva discuții la nimic din... Nu, dar și la nimic. Dar ce vă uitați numai la mine? Dar nu mă uit, mă uit la toată lumea. Ia să scrie din ofici. Deci dacă nu este nimeni, dar este așa, spunem la vot. Primul punct. Cine este pentru? Deci, lăsați mâna sus care este pentru. Da. Îl pot număra. 2, 4, 6, 8, 9. Cine e împotrivă? Cine se abține? 2, 4, 5, 6. Dar nu ies sus, aruncă dincolo sus 8. Nu are cum să iese. Păi nu, că... 8 și 1 lipsește, da. Deci 8 pentru și, da, și 6 împotrivă. Îmi abține. Așa, punctul ultim. Diverse. Cine să scrie la cuvânt la diverse? Nu pare cineva ceva de... Avem un invitat de la domnul Vornicu. Păi dacă nu se scrie... Păi noi am terminat, că am întrebat dacă nu se scrie nimeni la cuvânt și zice că nu, nimeni nu vrea să se scrie. Nu, dar mă pun pe șurubul meu. Nu a avut să... Așa. Și avem un invitat, domnul Vornicu, și dacă sunteți de acord, dăm cuvântul să ne expună ce... Vreau să fac o recomandare, un mic istoric al parcului Frumoasa, și o recomandare consilierilor locali. Acum citesc eu, am înregistrat aici. Da, e bine să citești. Să citești. Deci vreau, eu sunt din Frumoasa, cetățeanul Vornicu Iermil, fac cunoscut consilierul local al Comunei Balcan următoarele. Parcul public Frumoasa s-a făcut, a luat naștere la solicitarea cetățenilor din satul Frumoasa, la propunerea consilierilor din satul Frumoasa și la inițiativa primarului comunei Rață Vasile, era pe vremea respectivă, printr-un proiect de hotărâre aprobat de toți consilierii în funcție în mandatul 2000-2004. În perioada mandatelor 2004-2008, 2008-2012, 2012-2016, în proiectele de hotărâre ale Consiliului Local s-au aprobat mai multe miliarde de lei RON din bugetul local al primăriei pentru investiții cu destinația parc public. În mandatul 2012-2016, prin proiect de hotărâre, consilierii au aprobat o parcare publică în vecinătatea parcului public Frumoasa.
Investițiile făcute din bugetul local al Primăriei Balcani, prin proiectele de hotărâre aprobate de consilierii locali Balcani, au dat drept de uz public pentru 8.000 de cetățeni, 8.000 de proprietari. Recomand consilierilor să solicitați informațiile de la compartimentul de specialitate, buget, contabilitate, finanțe a Primăriei Balcan despre valoarea investițiilor făcute în capitolul cheltuieli cu destinația parc public în anii precedenți. Să solicitați informații de la compartimentul tehnic de urbanism și să aveți în vedere podul de traversare a drumului județean în caz de calamități naturale în apropierea spațiului scos la licitație, respectiv arhitectura locală și altele. Să vă informați că avem un precedent. Persoana care a închiriat căminul cultural Frumoasa a solicitat în instanța judecătorească despăgubiri pentru investițiile făcute în spațiul închiriat. Instanța de judecată a dat hotărâre în favoarea investitorului. Știți despre ce e vorba, când comuna a plătit o valoare destul de... Din bugetul primăriei local, din bugetul primăriei Balcan, s-a plătit valoarea investită de chiriaș. Deci noi, primăria, din banii publici, am plătit ce a solicitat investitorul. În cazul de față, în Parcul Frumoasa, investitorii sunt cetățenii din Comuna Balcani. Deci 8.000 de cetățeni, toți sunt proprietari acolo, publici. Exact. Și să faceți o dezbatere a hotărârii aprobate de consilieri prin proiectul de hotărâre privind concesionarea unui lot în suprafața de 60 de metri pătrați situat în Parcul Frumoasa, în baza informațiilor primite de la compartimentele de specialitate. Motivul solicitării. Transferul de proprietate, lotul cu suprafața de 60 metri pătrați în incinta Parcului Frumoasa, prin concesionare pe o perioadă de 10 ani. Concesionarea înseamnă vânzare. Pe 10 ani dai toate drepturile și obligațiile să duc la el. Deci, 10 ani. Transferă și un drept de uz. Din uz public în uz personal. Încalcă un drept public al cetățenilor din Comuna Balcani, născut din investițiile făcute în contul de cheltuieli al bugetului local al Primăriei Balcani. Al bugetului, da. Cu destinația parc public. Investițiile au fost făcute în baza proiectelor de hotărâre aprobate de consilierii locali al Comunei Balcani în mandatele precedente. În Parcul Frumoasa, consilierii locali din mandatul anterior au dat un drept cetățenilor, drept de uz public. Și consilierii actuali au luat de la cetățeni un drept tot prin hotărâre obținut prin investiție făcute din contribuția Comunei Balcani. Deci, nu mai dau explicații, că înțelegeți voi mai bine. Domnilor consilieri, știți cât de mult vă iubim noi și respectăm noi cetățenii din Comuna Balcani, ca dovadă v-am ales și investit în funcția de consilier local. Ați primit autoritate și putere de a ne reprezenta pe toți cetățenii din Comuna Balcani. Primiți o indemnizație lunare care vă obligă să hotărâți cu bună credință în folosul comunității. Însă, chiar dacă dumneavoastră sunteți corecți, unele hotărâri ale consilierilor locali încalcă drepturile cetățenilor din Comuna Balcani. Comunitatea locală, cetățenii din Comuna Balcani, au
un angajament cu consilierii locali al Comunei Balcani, cu drepturi și obligații între părți prevăzute în regulamentul de funcționare a Consiliului Local Balcani. Rog să ne spuneți dacă comunitatea locală din care fac parte are obligații restante în raport cu consilierul local. Proiectul de hotărâre privind concesionarea, vânzarea pe o perioadă de 10 ani a unui lot de teren în suprafață de 60 de metri pătrați din incinta Parcului Frumoasa încalcă un drept de uz public, fură dreptul de patrimoniu public, dreptul de investitor al cetățenilor din Comuna Balcani. Prin participarea directă, menționez în cunoștință de cauză sau nu a unor consilieri locali din Frumoasa care induc în eroare majoritatea consilierilor locali Balcani. Dar sunt și consilieri locali de bună credință în toate culorile politice. În Parcul Frumoasa, 8 mici de cetățeni din Comuna Balcani au dreptul de investitor. Rog consilierii locali să facă o dezbatere a proiectului de hotărâre în baza valorilor reale existente și puse la dispoziție de primărie, respectiv de comunitatea din Balcani. Scopul hotărârii dumneavoastră este de a aduce valori și drepturi în patrimoniul public al comunității pentru a balansa obligațiile cetățenilor hotărâte de dumneavoastră fără a lăsa loc de intenții ascunse cu scopul de a duce un drept sau o valoare din patrimoniul public privat a primăriei a cărui beneficiari sunt cetățenii comunei, nu într-unul personal. Aici, consilierul obligă la plata taxelor și impozitelor cetățeanul printr-o hotărâre și consilierul are obligația de a aduce un drept cetățeanului în patrimoniu public printr-o hotărâre. Hotărârea mai sus menționată duce din patrimoniu public un drept al cetățeanului. Recomand consilierilor să nu modifice destinația activelor hotărâte de consilieri locali în mandatele precedente conform cu voința cetățenilor. Nu se schimbă regulile în timpul jocului. Ce vreau să spun aici? Dacă cineva te-a trimis și i-am promis noi consilieri atunci, domnule, îți cumpărăm parc sau îți cumpărăm o mobilă. Dacă ți-o zis să cumperi mobile, nu poți după aia să zici eu ți-aduc o bere. Dacă a fost destinația inițială pentru parc, nu poți modifica. Acolo e a cetățeanului. I-ai spus parc, parc să fie. În mandatele precedente, cetățenii au solicitat parc public și parcare în partea dreaptă a drumului județean și piață în partea stângă. Consilierii au hotărât voința lor, a cetățenilor. Noi în mandatul anterior am întrebat cetățenii. S-au făcut adunări populare cu domnul primar. Pot să-l aduc pe domnul primar, l-am tărit peste tot de atunci. Domnule, asta era voința cetățenilor. Și pentru asta au plătit ei. S-au plătit taxe și impozite mai mari ca să facem parc. Rog consilierii să respecte voința constitutivă a comunității în spațiul public și școala să rămână pentru educația copiilor, piața pentru comerț, parcul să rămână parc, parcarea pentru parcare, drumul pentru circulație, podul pentru traversare. Cine vrea loc de casă, sunt spații rezervate pentru loc de casă. Și consilierul să apere interesele comunității cum ca un reprezentant. În Parcul Frumoasa, investițiile
cetățenilor din Comuna Balcani au fost de miliarde de lei. Și dumneavoastră l-ați concesionat pe 5 lei. Acum, eu știu că unii dintre dumneavoastră nu înțelegeți, dar sunt oameni care știu aici ce este de făcut. Și lăsați-i să mai vorbească ăia care știu, că la noi, la dumneavoastră în Consiliul Local, ăia care știu tac și ăia care nu știu vorbesc. Executarea este corectă. Mă refer la domnul primar. Domnul primar n-a greșit cu nimic. A primit o solicitare și în același formă s-a pus la vot. În momentul când iar dumneavoastră ați hotărât, hotărârea este greșită și de asta mă adresez consilierilor. Acum domnul Milu, nu știu, deci gluma asta a mers prea departe. Dumneavoastră vă apărați interesul economic, nu? Dar nu mai suport. Deci eu am încercat să vă apăr și acum spuneți că primarul nu are nicio vină. Deci vă acoperiți și spatele față de primar, nu? Stați un pic, domnul. Lăsați-mă, ați vorbit destul, da? O leacă că n-am terminat. Deci domnul primar, da, când ședința trecută a spus că cine vorbește habar n-are și cine tace știe. Păi eu când l-am întrebat, domnule, nu e o problemă că este în incinta parcului. Ce mi-a zis domnul primar? Nu e nicio problemă. Aha. Da. Păi cum n-ați greșit? Păi eu vreau m-am și abținut. Haideți ne calmăm o leacă. Dar nu în parc, nu par în parc. Da, a fost discuție multe. Eu n-am venit la dezbatere. Dumneavoastră veniți. Eu zic din punct de vedere legal, primarul așa e obligat o solicitare să când vine o solicitare, dacă vine o solicitare să facă cineva pe pod o privatizare. El prezinte Consiliul Local. Și Consiliul Local hotărăște. Și proiectul de hotărâre l-a inițiat? Stați un pic, domnule, să înțelegeți. Am înțeles. Hai să facem pașii de la început. Păi da, faceți. Singurul consilierul să se pordonează doar cetățenilor. Corect. Cetățeanul aduce voința. Tu transformi voința în hotărâri. Așa. Hotărârii tale se subordonează primarul. Tu când ai hotărât, primarul trebuie să-i execute. Și primarul dă o termin. Și primarul după aceea dă ordin. Ordonanțează. Și se subordonează angajatul. Angajatul trebuie să muncească și să aducă înapoi în patrimoniu. Cam asta e circuitul. Așa ar trebui. Ăsta e circuitul. Acum eu nu mai bag eu că e greșit sau nu greșit sau ce e problema. Dar zic, asta e regulă. Și eu nu vă acuz pe dumneavoastră. Doamne ferește, că nu am venit să vă acuz. Am venit să vă explic că sunt lucruri care nu sunt corecte. Nu trebuia să mă aper. De ce să mă aper pe mine? Păi nu să vă apăr pe dumneavoastră. Când eu am întrebat în ședință, am fost singurul care am întrebat, domnule, e o problemă, aici scrie în incinta parcului. Toată lumea s-a uitat la mine chiar și a zis că nu e adevărat, că n-are o leacă să termin, că n-am terminat. Prima solicitare normală a fost o leacă să știa punctul. Toți nu e dar la voi nu este o regulă. La a doua solicitare, ci dreptul verbal scria în incinta parcului. Acolo ai un agent de circulație. Dacă intri fără, îți ia carnetul. Voi nu știți, n-ați umblat la școală. Păi lasă-ți de acolo. Păi dacă vorbim, toți nu ne înțelegem nimic. Păi da. Scopul primarului poate fi să introducă o vrajbă, să spunem, dar eu nu cred lucrul ăsta, între cetățean și consilier, între cetățean și solicitant. Că apar discuții, acolo sunt probleme, că noi suntem prieteni cu toți aici. Dar dacă vreți să ajutați o persoană, nu le îndemnați să ia dreptul comunității sau să ceri consilierul să hotărască retragerea unui drept a cetățeanului din patrimoniul public. Aici, nu știu, că câteodată pot să cred că vrea cineva să se răzbune pe consilieri din Frumoasa. O să rămâneți în istorie că ați vândut parcul.
cum se duce acum un consilier la poarta unui cetățean să ceară, să zice, bă, votează-mă. Îl ia cu bocanci, știți voi cum. Cum se duce? Vă spuneți cum se duce? Domnul primar, așa să fie nimeni în parte. Punctul solicitat, fiindcă nici știm noi, e în afară parte. Dar termină-o, că dacă e prea multe lălăială, spune mai repede. Vreau să mă scriu și eu la cuvânt. Așteptați-le. N-ați văzut. M-am uitat, nu mă uit de obicei, dar acum am uitat intenționat să văd cine. Antonel se bălbâia acolo. Spunea, ba că e în parc, ba că nu e în parc, ba că e acolo, ba că nu e acolo. Păi tu președinte de ședință care conduce Consiliul Local Balcan, ședința Consiliului Local, dacă tu nu știi, apoi cine trebuie să știe? Păi mâine poate veni cineva și zice, propune, băi, ducem toți copiii la schidu. Doamne, și punctul solicitat, este în par sau în afara par? N-am terminat. Tu asculti, nu trebuie să-mi răspunzi mie. În afara par. Mâine vine cineva și spune, domnule, ducem toți copiii la schidu Frumoasa să învețe acolo și facem o discotecă în Școala Frumoasă. Și vine primarul și citește. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui săl în clasa, într-o clasă din incinta Școlii Frumoase. Și vine președintele de Consiliu și spune, păi școala nu e acolo, domnule, școala e la Catrina, e la Popânsac, știu eu unde. Păi, dumneavoastră toți trebuie să știți, mai acolo, în partea dreaptă, cum mergi spre Piatra Neamț, nu avem loc liber, avem parc, și avem parcare și drum. Pentru parc. Parcări pentru parc. Parcare e publică. Pentru publică. E public. E parcare. Ce e public, nu ai voie. E drept public. Domnule, suntem mini omul ăsta, dar tot din băgări nu înțelegem nici ce spune el și nici ce vreți voi. Să se termine, după aia vă știți la cuvânt. Și aici eu n-am venit acum doar... Toți consilierii din Frumoasa, unul mic umătru, unul mic prieten, cel mai alt miverișor, toți suntem. Vă treziți mâni poimâni că la o problemă o să batiți ușele cine știe pe unde. Și nu-i comod deloc. Trebuie să păstrăm, rugămintea mea, să păstrăm niște reguli. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat, dar să știți că de asta nu trebuie să vă speriați. Trebuie să ne corectăm. Că niciodată așa fiecare o să greșim. De asta candidați, vă alegem, o puteți sta și 30 de ani, aici și 20 de ani, dar unii ați văzut oameni care nu sunt nici în opoziție și au votat, s-au abținut. Sau au votat sau s-au abținut. Și consilierii toți din Frumoasa. Păi, în primul rând, voi trebuie să apărați interesele comune. Și acolo, domnul consilier, eu nu fac aici pe nume, nu spun cine. Consilierul trebuie să știe, acolo e parcare sau parc, sau drum. Nu-i loc. Și asta e. Dumneavoastră, eu v-am spus, dumneavoastră, vă mulțumesc că m-ați ascultat. Mulțumesc și eu, domnul Guvernicu. Și dacă este cineva să scrie la cuvânt, domnul Gânga, și după, dacă mai are cineva ceva de adăugat la punctul... Altcineva? Nu. Domnul Gânga, poftiți. În marea parte îi dau dreptate domnului Emil Vornicu, pentru că domeniul parcului, un domeniu public, nu se poate înstrăina concesiona. Am spus destul de clar. Partea stângă unei piațe, am spus-o în ședință, să rămână destinat comerțului, iar partea dreaptă să fie loc de joacă, parc, să nu amestecăm comerț și pe stânga și pe dreapta. Asta am spus-o în ședință. Eu m-am opus la treaba asta. Mi s-a comunicat că nu-i în parc. Nu, domnule, că nu-i în parc. Nu dăm din parc, dăm lângă parc. Păi lângă parc, normal că-s parcări. Sau joacă un teren cu o minge, strică ceva, ce face, îl duce la poliție, când copiii nu se mai poate juca. Am spus destul de clar, să lăsăm piața pentru comerț și parcul de joacă și de distracții și cu zile festive, cu parcări, cu mașini. Nu să tragă, mă duc cu mașina eu acolo, să-mi tragă la dacă nu-i voie de parcare.
Eu poate vreau să parchez exact pe locul ăla, pentru că sunt 8.000 de locuitori în Comuna Balcan. Și fiecare are dreptul la un metru cât îi se cuvine. Consiliul Local. Este adevărat că Consiliul Local, tot ce se votează, în răspunderea Consiliului Local. Vreau să fac referire că domnul primar a venit cu un proiect de hotărâri și chiar dumnealui a specificat suma de 5 lei pe metru pătrat, care în marea majoritate s-a votat. Opoziția s-o cam opus la treaba asta, că nu prea a fost, nu prea. Nu-i legal. Proiectul a fost făcut din partea OAT-ului. OAT-ul, domnul primar răspunde de OAT Balcan și a fost făcut de proiectul de hotărâre a fost inițiat de domnul care cu cum îi zice băiatul de jos? De domnul Iliescu. Deci domnul Iliescu e sub ordinea lui domnul primar care s-a apucat să-l voteze, nu a avut decât angajament cu cetățenii. Da, e și normal. Consiliile locale, înainte de a fi aleși, merg, discută cu cetățenii, să le acorde votul, ne-au acordat votul, să-i reprezentăm. Îi reprezentăm în limita posibilă, atâta timp cât domnul primar vine cu un proiect de hotărâre și în nouă sar și votează da, opoziția degeaba spune că nu. Eu am fost împotrivă la înstrăinarea acestui teren, pentru că comerțul, cum am spus, să fie în piață la Frumoasa și trebuie avut grijă de Comuna Balcane și domnul Vornicu bine s-a inspirat, o spus, unii trebuie loc de casă, dăm locuri de casă, unii se poate pur din casă și nu-i vorba numai de terenul de la Frumoasa, e vorba de toată comuna. Am observat și un gard când se face, hai să-l mai dau un metru în drum, hai să-l mai dau o jumate, dar nu se gândește că dacă băgăm o dată canalizare, că trebuie să o băgăm până la urmă, pe locul ăla unui gardul nu vrea să-l mai dea înapoi și noi nu putem să ne facem cum am pățăc la Căsoasă, nu putem să ne facem locurile să băgăm canalizarea sau ce avem nevoie. Eu cam atât am avut de spus și chiar aș vrea să revenim asupra proiectului care a fost inițiat și votat, să nu înstrăinăm din bunurile din domeniul public la nicio persoană, pentru că sunt bunuri dobândite cu bani cheltuiți din rândul consilierilor trecuți. Și oricum, ce a votat în trecut are putere eficientă și în ziua de azi. Atât am avut de spus. Mulțumesc, domnul Gânda. Dacă mai are cineva ceva de adăugat la... Da, poftiți, domnul Gânda. Nu, vreau să continui ce a spus domnul Gânda. Se poate dezbate încă o dată. Se poate dezbate. Proiectul nu e nicio problemă. Se poate veni cu un nou de proiect de hotărâri, se poate abroga, există precedent, mai fost și la Fămila Duda și poate fi niște discuții. Deci, până pe atât, se poate rezolva. Domnul Barnabu. Eu azi n-am luat cuvântul, că am vrut să fac un experiment, dar bă, că mi l-a cam ruinat domnul Milu, dar bine intenționat domnul Milu. Nu, dar e bine. Dar e de bine. Și vă explic de ce. Și dumneavoastră, să vă explic. Deci, noi azi n-am zis nimic la ordinea de zi, ca să demonstrăm că dacă opoziția nu zice nimic, termina și ședința se va termina în 3 minute sau nici atât. Nu cred că a durat 3 minute, de-aia se minunat doamna de ce să termin așa direct. Dacă nu interveneați dumneavoastră cu problema asta, eram acasă. Nu e nicio problemă, dar fiind de bun augur venirea dumneavoastră aici, pot să zic un singur lucru. Eu când am întrebat, mă repet aici, când am întrebat, domnule, aici scrie în incinta parcului, acolo este loc? Nu, că este, că-i părloagă, că-s niște tufi, că nu știu ce. Am fost singur, v-ați uitat chiorâși la mine, cei de la putere. Domnul primar, nu, că știu ce fac, că-s probleme personale, probabil bănuie că am eu ceva cu omul, dar eu n-am nimic cu omul. Dar a rămas că e bine. Păi vedeți că nu prea e bine. Păi nu e bine. Păi foarte bine. În concluzie, parcul rămâne parc, da. Parcarea rămâne parcare, piața rămâne piață, căminul rămâne cămin. Aici s-au amestecat treburile de la piață, au ajuns la cămin. 2 miliarde date din banii oamenilor, nu cămin. Din banii oamenilor, asta e o hotărâre judecătorească, nu a avut treabă nici primarul de atunci, nici viceprimarul, nici secretarul, hotărâre judecătorească care o trebuie dus la mine. Aici vreau să menționez un lucru.
Eu am dat un exemplu, dacă atunci înțeles, o da. Dat dreptate persoane, acum comunității, era hotărârea judecătorească, ăsta merge mai departe. Patronul ăla a făcut un grup sanitar la Cămin, a făcut... Avut păi clar, a făcut, s-a dovedit. Nu-i persoana probleme. Care concesionează, nu cumpără terenul, concesionează pe 10 ani de zile. Concesionare fai înseamnă vânzare da. Pe 10 ani. Concesionare. Și persoana care... Vânzare nu mai prinzi înapoi. Persoana care la concesionare, pe 10 ani care o investit acolo, peste 10 ani e mort. Cum se folosește el de spațiu? Deci persoana respectivă vrea să facă un chioșc destinat pentru produse pentru copii. Sunt, cred că, 90% din parcurile din România au chioșcuri. Au... concesionat teren pentru, eu știu, majoritatea. Eu nu știu, și probabil domnul Gânga nu știți unii ăsta, unii concesionat teren. Acolo niciodată nu... Da, parc la frumoasă. Dar știți dimensiunea parcului? Noi toți spunem că e în parc, că e un gard, e gardul trecut. Dar știți dimensiunea parcului ca să gândim în parc sau nu? Parcul e parcul, unii jocurile pentru copii, unii terenul de sport. Domnul unii... Luca. Iar aici ascultați-o și eu v-am ascultat domnul vorba. Așa că am burit și data trecută. Nu e bunea, eu vă spun adevărul. Vă spun care-i treaba. Skoda primăriei. Dacă dumneavoastră concesionați motorul lui Trăsnilă sau lui Dănilă, plimbați-vă cu ea. Tot Skoda rămâne. Nu știu ce... Păi dacă... Ce treaba de Skoda cu parcul? Cu păi dacă iei din trup, nu-i tot ăsta... Adică cum? Concesionăm parcul? Nu concesionăm parcul, noi concesionăm terenul ăla din poți, care nu a fost folosit păi niciodată. Păi și dumneavoastră, dacă îi scoate cineva motorul, îl dăm pe o lună de zile și plimbați-vă cum așa. Nu trebuie cât terenul are parcul. Trece de gard din corpul. Acolo nu este ori parcare, ori parc. Și să avem ce face numai. Ori parcare, ori parc. N-are treabă, unii paparate de joacă de copii, unii scena aia. N-are nicio treabă cu zona unii s-au concesionat terenul. Mai ales că pentru produs, pentru copii. Vă spun aici, dar aici ai parcarea și ai parcul. Dacă nu am bunul, vreau să ajung un om care vrea să facă ceva în comun, vrea să... Da, e o investiție. Să nu fie o singură persoană pe toată, pe tot satul. Chiar dacă o să fie mai mult. Nu voi spuneți, hai să ajutăm tine, tineriat. Nu mă ajutăm, nu e legal. Păi așa, nu fie legal ca să concesionezi o bucată de teren în incinta parcului sau în afara parcului. Ia dați-mi articolul ăla, domnule. Vă citesc eu acum concesionarea spațiului public. Deci dacă nu-i voi, nu-i voi, domnule. Ce zice legea? Avea concesionate terenuri, acum, dar de ce s-o dăm pe domnul? Domnul prima, dumneavoastră spuneți, da? Rămâne la atitudinea Consiliului Local. Și scurt. Deci rămâne la atitudinea Consiliului Local, cu proiect de hotărâri, s-o vota, veniți cu alt proiect, dacă credeți. Băiatul vine la licitații, să vină oricine, are dreptul. Deja vă spun că s-au înscris trei la licitații. Poți să-ți înscrii, domnul prima, dumneavoastră ați spus. Deci nu-i vreau să iau o persoană. Să mă interesează partea de legalitate. Deci la aliniatul 2, articolul 5, legea 18, spune clar, terenurile care fac parte din domeniul public, parcul este domeniul public? Da. Corect. Da. Sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile. Știți ce înseamnă toate chestiile astea? Da, spuneți. Ele nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. Deci dumneavoastră trebuie să scoateți din domeniul public întâi spațiul ăla și pe urmă să-l puteți concesiona. Păi da? Dacă dumneavoastră habar n-aveți ce domnul Barna, dacă îl punem în vânzare, în concesiuni, se poate. Domnule! Se poate. Înseamnă că nu știi ce înseamnă inalienabil, nu? Nu știu, dar se poate. Și eu vă spun că e legal. Dacă dumneavoastră vreți să nu-i dăm, să nu ajutăm tineretul, Eu spun că este legal. Odată ce hotărârea Consiliului a fost verificată și de compartimentul juridic al prefecturii. Care au verificat și ilegalitățile făcute de dumneavoastră în procesele verbale. Haideți, da. La Moinești, e parcul, locuri de joacă pentru copii. Și sunt trei societăți comerciale. Pizza și core, da, nu există. Și eu pot cu copii acolo. Dar știți, stăm fiecare... Locogane, scrângevi, loc de joacă, parc,
teren de sport micuț acolo și lângă el se vândă chioșcu, ia cu pizza, ăla care vinde floricele, jucării și tot parc. Precedent, eu cred că acolo ești. Da, pe iară, dar restul... Dar cum mai avem să am rămânit, eu am zis, dar mai sunt de cazul în pasă ședința de astăzi, ne vedem sănătoși la ședința următoare.